Bine ne-am găsit, dragi telespectatori, în emisiunea Conexiuni Culturale. Ne bucurăm să ne fiți alături, ne bucurăm să fiți alături de postul Chromtel, de televiziune din Rădăuți, dar și din 100 de localități din județele Suceava și Botoșani. De asemenea, ne bucurăm să avem alături, în a doua parte, în al doilea episod, să spunem așa, al întâlnirii noastre, pe domnii Vasile Băcu și Nicolae Șapcă, președintele și vicepreședintele Asociației pentru Cultură Românească din regiunea Cernăuți, Mihai Eminescu. Discutam în emisiunea de săptămâna trecută despre învățământ, despre cultură, despre religie, despre ceea ce înseamnă caracteristica principală a unei comunități etnice, limba, dezvoltarea ei, organele de presă și viața culturală. Invităm în continuare pe domnul Vasile Băcu, de data aceasta, să prezinte Gazeta de Herța, o publicație, un cotidian care îmbină plăcut și frumos, armonios, știrile, informațiile de zi cu zi, dar și materialele reprezentative din viața comunității românești, dar și din viața comunității întregului raion al Herței, al ținutului istoric al Herței. Domnule Vasile Băcu, vă invităm să ne vorbiți despre o gazetă de suflet a locuitorilor din regiunea Cernăuți. Vă mulțumim, dar vreau să precizez la bun început momentul că în regiunea Cernăuți apar mai multe publicații în limba română, deci la, să spunem așa, la nivel regional, cum este Zorile Bucovinii, Libertatea Cuvântului, Ziarul Concordia la nivel pan-ucrainean și ziarele noastre care și-au redacțiile în anumite zone raionale, deci Herța, Cliboca, Storojeniec și Noua Suliță. De fapt, toate deja suntem regionale pentru că ne-am inclus în catalogul de presă local și orice ziar poate fi abonat în orice colț a regiunii Cernăuți. Gazeta de Herța a fost fondată în anul 1993, odată cu reînființarea ca unitate administrativă a raionului Herța. Știți că el a fost după război, apoi în anii 50 a fost desființat, ca în 1991 să fie, odată cu independența Ucrainei, să fie din nou pe harta regiunii Cernăuți ca unitate aparte. Cofondatorii noștri, deci, acestui ziar este conducerea raionului, bugetul, adică obținem o parte din finanțare din bugetul raionului, deci avem pe consilierii raionali și colectivul de redacție. La ora actuală, criza care ne mângâie din ce în ce mai plăcut, să spunem așa în ghilimele, face ca greu finanțării să fie pe spatele nostru, a colectivului, dar totul ce am avut, tot ce am câștigat, am investit în ziar. Poate nu avem o mașină mai de lux sau niște cabinete mai performante, dar totul ce am avut am investit în acest ziar și mă bucură faptul că deja peste două decenii de activitate am ajuns la cifra de 4500 de abonați. Deci având în vedere faptul că raionul Herț are la 33.000 de locuitori, deci fiecare a treia familie este abonată la ziarul nostru, mă bucură faptul că suntem abonați și în orașul Cernăuți și în alte raioane. Am sarcina noastră principală, să spunem așa, și a mea ca ziarist, pentru că lucrez aici chiar de la începutul fondării ziarului, iar din 1995 sunt redactorul ei șef. Noi am devenit o instituție de cultură aparte. Și faptul că am promovat, ca și alte ziare românești din regiunea Cernăuți, am promovat talentele locale, pe baza ziarului a fost fondată și o mică editură, un grup editorial. Deci, noi, acest mic colectiv de jurnaliști, am făcut ca denumirea de Herța, care a fost complet uitată și dată uitării, chiar și autoritățile sovietice, deci a fost desfințat raionul, pentru ca să nu se mai vorbească el, să nu se mai știe de acest frumos meleag, unde s-au născut personalități ca Gheorghe Asache, ca Vasile Bogrea, ca
Benjamin Fundoianu, ca familia Verona. Deci aceste, practic, meleag era dat uitării și consider eu că meritul nostru modest este că l-am scos la suprafață. Cuvântul Hertz a început să apară pentru prima oară după război pe coperte de carte. Am pornit un lanț întreg, așa să spunem pozitiv, că provocând aparițiile editoriale la ziar, a multor oameni de creație, profesori, mulți s-au apucat să scrie, mulți și-au scos din ladă manuscrisele, așa au apărut monografiile satelor, așa au apărut culegeri de versuri, de folclor și așa mai departe. Deci, practic, menționăm această flacără spirituală în zona, în ținutul numit Herța, și colaborăm foarte bine cu ceilalți colegi noștri. Rămânem, deci, și acum când în țara noastră este problematică finanțarea unui ziar, suntem ferm convinși că de el nu ne vom dezice. În orice caz, deci, colectivul redacției rămâne pe poziția că ziarul trebuie să apară în orice condiții n-ar exista social-politici. Continuăm, dragi telespectatori, cu un alt invitat în studioul nostru, de asemenea redactor șef al unei frumoase publicații. Gazeta de Herța a fost prezentată de domnul Vasile Băcu, redactor șef. De data aceasta, Monitorul de Hliboca va fi prezentat de către redactorul șef Nicolae Șapcă. Spunem că în acest instrument jurnalistic se regăsește limba română ca instrument de informare al cetățenilor unui raion vecin cu România. De fapt, prima zonă administrativă a Ucrainei după ce trecem granița în Ucraina, raionul Hliboca cu centrul administrativ în orășelul Hliboca, de fapt în orașul Adâncata. Domnul Nicolae Șapcă, în calitate de redactor șef al acestei publicații, ne va vorbi despre ceea ce înseamnă Monitorul de Hliboca pentru cei din Hliboca, dar și pentru cei din zona transfrontalieră, bineînțeles, fiindcă în Monitorul de Hliboca nu odată au fost prezentate informații despre proiecte transfrontaliere în care, în special, comunitatea ucraineană din Hliboca și comunitatea românească din Siret au venit cu date despre activități transfrontaliere, chiar proiecte transfrontaliere care s-au derulat prin Primăria Siret și Administrația Raională de Stat Hliboca. Domnule Nicolae Șapcă, de data aceasta în calitate de redactor șef, vă rugăm să ne vorbiți despre un cotidian de suflet. Spre deosebire de colegul Vasile Băcu, vreau să spun că raionul Hliboca, în același timp spre deosebire de raionul Herța, este un raion cu populație mixtă. Dacă raionul Herța este în întregime aproape 100% un raion cu populație românească, atunci raionul Hliboca își împarte populația în două, 50% sunt români, 50% sunt ucraineni. Bine, mai sunt și alte minorități, dar sunt doar vreo 3-5% care diferă de acest procentaj care l-am numit. De aceea și ziarul nostru local, ziarul nostru raional, săptămânalul care apare în raionul Hliboca, este bilingv. Ziarul ucrainean, în limba ucraineană, Novii Deni, a împlinit în ziua de 8 ianuarie 2015, chiar acum, frumoasa vârstă de 70 de ani. Deci iată, avem și ediția specială, ziarul Novii Deni la 70 de ani și apare din 1945, lesne de înțeles, odată cu intrarea noilor autorități de stat în ținutul Bucovinei. A apărut în limba ucraineană, doar în limba ucraineană, până în 1957. În 1957 apare primul număr, la data de 2 iunie, primul număr al ediției în limba română a acestui ziar raional. Aș vrea să fac o paranteză și să spun că în raionul Storojenet și în raionul Noua Suliță este o situație similară și tot din 2 iunie 1957 edițiile ziarelor ucrainene apar și în limba română.
Da, într-adevăr, după cum ați văzut, denumiri, ziarul de la Hliboca în timp de 70 de ani a avut mai multe denumiri. Inițial s-a numit Novi Șleah, adică Calea Nouă, apoi Bucovinski Selo, adică satul bucovinean, apoi s-a numit mulți ani Budivnic Comunismul, nu altceva decât Constructorul Comunismului, dar în prezent, din 1991, ziarul este intitulat Nouă Idei, având ca ediție românească Monitorul de Hliboca. Aș vrea să spun că tirajul, adică total al ziarului nostru, ambelor ediții, este în mediu de 7.000 de exemplare. Fără îndoială că și raionul este mai mare decât raionul vecin Herța, încă pe atâta, practic, ca număr de populație și ca număr de gospodării. Și vorbind acum doar despre Monitorul de Hliboca, vreau să spun că în anul 2000 am revenit la o denumire din tradiția ziaristicii românești. Ziarul se numea Timp Nou. Bine, nu ne-a plăcut nouă cum suna, era așa o denumire mai comunistă. De aceea am revenit la Monitorul de Hliboca și timp de 18 ani, tot în acest ianuarie, s-au împlinit de când am bucuria, fericirea și onoarea să îl conduc, să îl redactez. Ziarul Monitorul de Hliboca, în fond, se traduce din limba ucraineană, avem o secție de traduceri și articolele pe care le scriu, materialele pe care le scriu ziariștii ucraineni, colegii ucraineni, deci se traduc în limba română, însă nu în întregime, deci să fie clar un lucru, o bună parte din articole care țin de cultura românească, de spiritualitatea românească, ele se scriu în limba română, se publică în limba română și nu se traduc din limba ucraineană. În limba ucraineană și în limba română rămân aproape identice ca traduceri, să spunem așa, partea oficială. Partea oficială, deoarece ziarul Novi Deni și Monitorul de Hliboca tot este, hai să zicem așa, oficiosul raionului Hliboca, ca și Gazeta de Herța la Herța. Suntem parțial finanțați deocamdată de bugetul raional și fără îndoială că trebuie să ne facem datoria față de cei care plătesc și le reprezentăm activitatea. Dar nu pot să spun astăzi că noi nu avem dreptul sau nu facem lucrul de a reflecta viața raionului, de fapt cum este ea. Ne axăm cel mai mult pe informații locale, dar fără îndoială că dăm informații din întreaga țară, din întreaga lume, cele mai actuale informații și o temă bună a ziarului nostru pe care am practicat-o și o practic personal a fost într-adevăr și este colaborarea transfrontalieră cu România. Este o temă care sper ca pe viitor poate să provoace, să zic așa, și editarea unui ziar comun a românilor din nordul și sudul Bucovinei și a ucrainenilor din nordul și sudul Bucovinei. De fapt, este o idee comună a noastră, ceva mai veche. În rest, vreau să spun că Monitorul de Hliboca își are tradițiile sale, căutăm să le respectăm. Am căutat să dăm ziarului o înfățișare mai nouă, mai modernă, mai pro-europeană. În ce măsură am reușit și în ce măsură reușim, asta o spun întotdeauna cititorii și întotdeauna am zis așa și le spun la ai mei, la serviciu, la colegi, la fondatori, la cititori: ferească Dumnezeu de ziarul care place tuturor. Asta e asta ar fi cel mai mare pericol pentru un ziar, ca la un moment dat să placă tuturor. Ziarul trebuie să placă unele articole unora, altele altora, iar dacă în ediția de ziar cititorul și-a găsit 2-3 informații care i-au trezit interesul, înseamnă că noi ziariștii ne-am făcut datoria. Iar despre datorie și despre cum promovați aceste tradiții transfrontaliere, în mod sigur se pot spune multe. Cred că e clar că cele două ziare vor scrie foarte mult despre
un proiect comun care s-a desfășurat recent la Siret, un proiect pe care vă rog să-l prezentați de data aceasta în calitate de lidere ai Asociației pentru Cultură Românească Mihai Eminescu din Cernăuți. Într-adevăr, este vorba de un proiect al societății, mai bine zis, a bibliotecii din orașul Siret, cu Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu din regiunea Cernăuți, și cu această ocazie ne aflăm în cadrul acestui program pentru a doua oară la Siret. Elevi din cititori ai literaturii bibliotecilor noastre, să zic așa, au prezentat în data de 17 ianuarie un program de un recital de versuri de Mihai Eminescu și consacrate lui Mihai Eminescu. Au participat elevi de la școlile din comunele Iordănești și Oprișeni, raionul Hliboca, și elevi de la instituțiile de învățământ din orașul Siret. Ca rezultat, școlile din ținutul nostru care au fost încadrate de Societatea Mihai Eminescu în acest program au primit câte un lot de carte românească, de literatură clasică românească, ceea ce este întotdeauna binevenit și este îmbucurător pentru noi că am reușit să participăm cu succes la acest program. El continuă, programul se va încheia în data de 31 august 2015, este vorba de ziua limbii române. Ne bucurăm că limba română și are ziua ei atât în România cât și la Cernăuți. De fapt, mai corect ar fi spus atât la Cernăuți cât de ultimii 2-3 ani și în România. Așa, dar important este că am înfăptuit acest program și sperăm la noi asemenea programe transfrontaliere, printre altele de acestea raionul Hliboca și cu orașul Siret și alte localități din județul Suceava și Botoșani, la ora actuală numără, dacă nu mă înșel eu, peste 50. Stimați telespectatori, în cadrul acestui proiect prezentat de domnul Nicolae Șapcă, la Siret au fost prezenți și doi directori, doi conducători ai unor unități școlare din regiunea Cernăuți. Ne bucurăm să putem să vi-i prezentăm în continuare. Rog regia să prezinte materialul cu interviul acordat de către cei doi dascăli. Mă numesc Florea Șapcă, sunt directorul școlii medii de gradele 1-3 din Iordănești, raionul Hliboca, regiunea Cernăuți. Astăzi în școală își fac studiile 125 de elevi, 23 de profesori. Este o școală cu tradiții naționale, tradiții românești vechi. Școala a fost înființată în perioada austriacă, în anul 1882. În încăperea de atunci își fac continuă studiile până astăzi. Cu toate că au mai fost făcute între timp unele adaosuri, însă se păstrează școala în încăperile care au fost date în exploatare, după cum am spus, la 1882. Astăzi, pe lângă școala noastră veche, de acum s-a început construcția unei școli noi, însă, din păcate, evenimentele care se întâmplă astăzi în Ucraina au frânat puțin construcția acestei școli, totuși sperăm că în anii apropiați vom avea o nouă încăpere. Deci, după cum am spus, școala are multe tradiții naționale, păstrăm românismul, indiferent de politica care a fost dusă pe timpul Uniunii Sovietice, astăzi, în Ucraina independentă, practic nu pot să spun că avem careva obstacole ce ne-ar pune piedici la studierea limbii române, la studierea literaturii române, la studierea istoriei românilor. Deci, în această privință, suntem recunoscători statului ucrainean pentru posibilitățile care le avem astăzi de a ne continua studiile în limba maternă. Sunt directorul școlii medii de gradele 1-3 de la Oprișeni, regiunea Cernăuți, raionul Hliboca, și reprezint școala cu predare în limba română din satul natal. Este o școală care a fost formată încă la anul 1886 și ca școală românească, și de atunci își continuă tradiția de educare și educație a elevilor în sat. În prezent, în școală lucrează 35 de profesori, așa, și 300 de elevi avem în cadrul școlii, în clasele 1-a, 4-a avem 105 elevi, așa, și în clasele a
a 5-a de acum, a 11-a, așa încă avem încă 195 de elevi. În prezent, noi suntem alături de voastră, aici la Siret, la manifestarea și omagierea lui poetul nostru național Mihai Eminescu, la această aniversare de 165 de ani. Noi în școală tot, în fiecare an, petrecem aceste festivități, măsuri consacrate marele nostru poet și suntem de prima oară la Siret cu elevii noștri în anul acesta. Am mai avut deplasări la Botoșani, că la școala numărul 7, care am avut parteneriat mulți ani de-a rândul și sperăm că în viitor vom avea legături mai constrânse cu vecinii noștri din Siret, suntem mult mai aproape de sigur că și sperăm că această conlucrare va fi pozitivă pentru elevii noștri așa din școală, care în adevăr mulți din ei sunt setoși de a cunoaște mult despre Eminescu, despre și alții poeți ai noștri români așa care studiază în cadrul obiectului literatura română. Și cred că în viitor vom avea mai multe întâlniri așa împreună cu colegii noștri din Siret. Mulțumesc regiei, continuăm discuția cu domnii Vasile Băcu și Nicolae Șapcă. Ca jurnalist nu pot să nu profit de prezența doi jurnaliști aici din Ucraina și să discutăm despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Știm că este o perioadă grea, știm că este o perioadă prin care țara vecină nu și-ar dori să treacă, dar totuși din nefericire trece. Domnule Vasile Băcu, domnule Nicolae Șapcă, care este situația acum în Ucraina văzută de doi jurnaliști, văzută de doi români și de asemenea văzută de doi lideri ai unei comunități etnice din Ucraina? În aceste momente, bineînțeles că noi românii din nordul Bucovinii suntem cetățeni ai statului în care locuim și suntem solidari cu întreg poporul ucrainean. Chiar ziua de 15 ianuarie a fost declarată zi de doliu în țară, în urma actului de terorism din estul Ucrainei. Și bineînțeles că și pe sediul societății de zilele Eminescu au decurs cu drapelul în Bernă. Este un moment critic, este un moment de cotitură în istoria Ucrainei și cunoscând istoria acestui stat care este atât de tânăr pe actuala hartă politică a lumii, dăm seama că încercarea de a scăpa de îmbrățișarea frățească a fratelui mai mare. Deci este o încercare istorică și este ca o dilemă a poporului ucrainean, pentru că știm cu toții că în țara noastră o parte este pro-europeană, alta este pro-rusă. Durerea e că pentru acest ideal tot se pierd vieți omenești. Și poate faptul că acolo, deci la ora actuală, luptă și ucraineni și români, și oameni de alte naționalități, și vedem clar că se formează o nouă mentalitate, să spunem așa, sau anume patriotismul ucrainean se formează anume în aceste momente, în aceste zile, ani, sau în anul acesta, evenimentele de ultimă oră. Ne dorim cu toții însă pace. Vrem pace, sperăm ca să, pentru că există noi valori de mobilizare și din ce în ce mai mulți cetățeni sunt implicați în aceste acțiuni de luptă. Bineînțeles că Ucraina își consolidează armata la ora actuală, că suntem conștienți de faptul că mulți dintre cei mobilizați vor rămâne pe poziții de rezervă, dar sperăm totuși, în primul rând, în bunul Dumnezeu și în eforturile diplomaților, deci conducerea altor țări care, din păcate, la ora actuală, vedeți că eforturile nu au rezultate chiar dorite. Domnule Nicolae Șapcă, jertve au fost, au murit tineri din Bucovina, au murit și ucraineni și români, cred că și aparținând de alte minorități.
situația? Cum o vedeți dumneavoastră? Aș vrea foarte mult să cred că ceea ce se întâmplă astăzi în estul Ucrainei până la urmă se va soluționa pe cale diplomatică. Însă, cu părere de rău, toate eforturile pe care le depune actuala conducere a statului ucrainean, atât instituția președintelui, cât și guvernul, cât și parlamentul, cu părere de rău, nu se învrednicesc de mare succes în tratativele cu Moscova, să zic așa, cu Putin, deoarece aici totuși aș vrea să fac o remarcă. Nu merge vorba de o ură astăzi a ucrainienilor față de poporul rus. Că dacă ar fi să vorbim despre ruși ca popor, despre o cultură rusească, acolo am avea ce vorbi ore în șir. Este o cultură cu renume mondial și acesta este adevărul. Dacă să vorbim despre literatură, despre pictură, este ceva de forță. Sunt niște ambiții a lui Putin și a împrejurării lui actuale care totuși caută să dezlănțuie acel război în Ucraina. Pe parcursul anilor de independență a statului ucrainean, spre deosebire de alte republici care au făcut parte din Uniunea Sovietică, aici nu s-a vărsat sânge. Ucraina, cu toate că este jumătate pro-rusă și jumătate pro-europeană, până la urmă a fost cumva într-un fel un stat consolidat și am prins cu toții bine la aceea că statul ucrainean trebuie să fie neutru, un stat demilitarizat, conducerea țării a cedat arma nucleară, ca până la urmă când forțele armate ale Ucrainei au fost în foarte mare raport, în aproape 100% distrus, să ne pomenim cu fratele mai mare la frontierele actualei Ucraine, adică a Ucrainei. După părerea mea, până la urmă, acesta e, și nu numai după părerea mea, o lume întreagă condamnă aceste acțiuni ale Moscovei, dar sunt solidar cu toți acei care spun că acesta este un act mârșav din partea Moscovei la ora actuală. Fără îndoială că cel mai mare preț pe care îl plătește statul ucrainean astăzi, însă aș vrea și eu să spun, să remarc faptul că noi toți suntem astăzi cetățeni ai Ucrainei, ne supunem legilor statului și trebuie să le îndeplinim, dar patriotismul ucrainean în acest an de zile cred că a progresat cu 90% față de ceea ce a existat până acum un an de zile. Era o țară frumoasă, o țară europeană, cea mai mare ca teritoriu din Europa, dar nu exista acest sentiment național. Nu exista sentimentul național în așa desăvârșire cum există în prezent. Și vreau să spun că chiar dacă astăzi am vorbit cu foarte mulți etnici români din Ucraina, inclusiv din regiunea Cernăuți, o bună, poate chiar marea majoritate a lor condamnă faptele Moscovei, deoarece noi astăzi suntem pentru o Ucraina integră, pentru o Ucraina pro-europeană, zicem noi aceștia din vest, credem că așa ar fi mai bine, că ce ne-au făcut-o frații din est deja ne-am convins și ca și întotdeauna tuturor le doresc un cer senin deasupra capului și pământul natal sub picioare, știți, spunea cineva. E partea bună a lucrurilor e să spunem așa cum ar fi speranța din cutia Pandorii. După toate relele, iată că apare și un lucru pozitiv, acela că mentalitatea comună, că conceptul
întregii populații sau a unui mare procent din populația Ucrainei este acela de a-și consolida structura națională a statului și de a urma o direcție europeană. Și dacă să vorbim despre poziția, știu eu, a populației românești, bine, nu semnez eu astăzi pentru fiecare, dar ca o părere a mea, care coincide poate cu a multora, aș vrea să spun că românii astăzi din regiunea Cernăuți totuși sunt pentru o Ucraina democratică și nu se pune o altă problemă decât aceea ca Ucraina, nouă românilor din regiunea Cernăuți și în genere din țară, să ne acorde acele drepturi ale minorității naționale pe care ni le garantează Uniunea Europeană. Deci, Doamne ferește, astăzi nu se vorbește de nu știu ce pretenții la teritorii sau nu știu de unii, nici nu poate fi discuție despre aceasta. Noi trebuie cu toții să ne unim în cadrul Uniunii Europene și să ne bucurăm de acele drepturi, de acele succese pe care le au minoritățile naționale din alte state europene. Însă noi nu cerem chiar atât de mult. Limba maternă, școala națională, biserica în limba maternă, iar noi studiem fără îndoială limba statului, că ar fi anormal ca un cetățean al unei țări să nu cunoască limba ei. Spunea cineva că într-un război cel mai greu lucru este atunci când părinții își pierd copiii și negustorii agoniseala. Poate că pare umor negru, dar din nefericire acest lucru se întâmplă. Iată, în țara vecină, la dumneavoastră acasă, cum s-ar spune, în țara dumneavoastră, când o criză militară cu jertfe umane este dublată și de o criză economică. Probleme cu grivna, cu moneda națională, probleme cu prețurile, lucrurile în acest moment poate s-au mai liniștit sau își situația ar fi... Am înțeles de la cineva că era o perioadă în care omul se trezea a doua zi dimineață cu totul, cu niște prețuri astronomice la unele produse. Știți, cu prețurile astronomice la unele produse este una, să zicem așa. Alta este faptul că în ultimul an de zile s-a devalorizat grivna, valuta națională a Ucrainei. Deci persoana sau salariatul care acum un an de zile avea un salariu de, hai să zicem, de 2000 de grivne, ceea ce însemna 100 de euro, ceea ce însemna 200 de euro, mă iertați, deci însemna 200 de euro, acum tot are salariul de 2000 de grivne, însă aceasta înseamnă 100 de euro. Și dacă merge așa treaba înainte, ajungem ca acele 2000 de grivne să însemne doar 50 de euro. Deci salariile nu se micșorează, se micșorează valoarea salariului, știți? Și fără îndoială că este o tragedie, poporul simplu nu înțelege acest lucru. Profesorul, pensionarul, medicul nu dorește să accepte aceste lucruri. Nici eu nu doresc să le, nici eu nu le prea accept. Că eu tot am rămas la jumătate de salariu față de anul trecut după valoarea salariului meu, așa? Dar eu cred că intelectualitatea sau acei care se orientează mai mult în politică și totuși țin la cursul integrării europene, trebuie să-și amintească de anii de criză în România, de anii de criză în Polonia, deoarece noi știm că și în România și în Polonia au fost o perioadă de tranziție de vreo 4-5 ani când oamenii au fost lipiți pământului. Însă, bine, nu știu, dar noi când venim astăzi în România ne bucurăm de succesele ei. Bine, cum vedeți dumneavoastră, situația dinăuntru e altceva. Însă noi venim în România, venind în România anilor 90 și venind în România anilor 2010-2015, noi vedem o mare diferență și un mare progres al statului. Să sperăm că acest progres va fi sigur și în anii viitori. Noi ne reîntoarcem cu optimism, fiindcă viitorul în general ni-l dorim senin, sub un cer senin, cum spuneați dumneavoastră.
pentru anul 2015. Domnule președinte, cum vedeți activitățile asociației? Poate ne dezvăluiți câteva idei de viitor, câteva proiecte mari pe care Asociația pentru Cultură Românească din regiunea Cernăuți, Mihai Eminescu, în coordonată, condusă de dumneavoastră, domnule Vasile Băcu, le pregătește pentru anul acesta. În primul rând, ținem să nu reducem din proiectele care le-am promovat în anul 2014 și toate sărbătorile noastre naționale să aibă loc. În al doilea rând, nu avem poate un plan, deci acesta este scheletul unui plan de activitate, deci ceea ce am avut să menționăm. Vrem să continuăm să susținem talentele atât în arta plastică, în poezie, în totul ceea ce înseamnă cultură românească. Și bineînțeles că nu ne închidem într-o găoacă sau cumva, nu, într-o carapace. Da, da, carapace, așa, pur să spunem, așa, românească, cum colaborăm cu tot ceea ce este fenomen cultural în nordul Bucovinii și nu numai, și în România. Și oriunde n-ar veni o propunere, deci ne încadrăm în proiectele culturale. Ne dorim și noi să avem, în primul rând, să avem pace, pentru că, știți, atunci când bat tunurile, muzele tac, pe acest fundal trist, vrem să contribuim și noi cu ceva la faptul că să înceteze aceste ostilități. Am colectat și bani pe care le-am oferit unor persoane care au de suferit în urma evenimentelor, dar sperăm în bunul Dumnezeu și bineînțeles că principalul lucru care îl vom realiza e să menținem cultura noastră, să demonstrăm că ea pentru noi, limba maternă, literatura, tradițiile, nu sunt niște momente de artizanat sau, știu eu, o modă sau... indiferent cum vor fi timpurile, noi vom rămâne pe aceleași poziții și cu speranța că și la anul viitor și în următorii ani tradițiile noastre, limba noastră va dăinui pe aceste meleaguri. Vă mulțumim, vă dorim succes, vă dorim mult succes și sincer sper că și telespectatorii noștri au aceeași stare de spirit. Cred că undeva ceea ce am spus eu se află și în inima lor. Spre final, vă rugăm, domnule Nicolae Șapcă, să încheiem vesel, fiindcă veselia, calitatea de optimism la români nu s-a stins niciodată și fiindcă încă unii români țin pe sărbătorile pe stil vechi și iată că nu de mult, conform împărțirii calendaristice a anului, ei au intrat în noul an, iar totuși luna ianuarie este prima lună și cum întotdeauna aducătorii de vești bune sau de speranțe sunt bine primiți oriunde, vă rugăm să citiți de pe prima pagină a monitorului de Hliboca o urătură foarte frumoasă, nouă ne-a plăcut în mod deosebit, să încheiem cu gând bun și cu acea veselie liniștită, molcomă, dar bine așezată a poporului român. Da, într-adevăr, în fiecare an, în primul număr al monitorului de Hliboca, apare tradiționalul plugușor de la monitor, autor al căruia sunt de ani de zile și dacă binevoiți, o să-l citesc. Aho, aho, copii și frați, monitorul ce așteptați, am venit în casa voastră iarăși cu urarea noastră, ca să zicem la mulți ani, la fete și băietani, la copii și moși cărunți, țărani cu sudoarea în frunți, țărânci cu mozoale în palmă și cu grija lor de mamă, medici buni și profesori și miniștri mama lor, ce stau la calculator și jupoaie cât se poate de pe-a țăranului spate, viorele, clopoței, trageți brazda, măi flăcăi! Hei, hei! Anul ce ne-a părăsit va rămâne an vestit, nu atât pentru țărani cât pentru politicani, căci a fost un an mănos în alegeri fructuos, președinte ne-am ales, parlamentul l-am cules, prim-ministru s-a stresat și într-o zi ne-a speriat că a demisionat,
dar văzând țara în nevoi, s-a întors bietul înapoi și de atunci cu mare grijă ne scoate pe toți din crize. 10 biruri, 7 plăți, trageți brazda cât puteți. Iar acum cu ușorul se urăm întreg raionul, fiecare a muncit dacă aceasta și-a dorit, fie că în grădina sa sau cea din Italia. Când sunt anii la hotar, le dorim la gospodari, pentru cursul valutar, 4 grivne la dolar, dar să aibă în camară saci cu grâu și cu secară și putina cu slănină, că-i valuta cea mai bună, cârnați lungi, cojoc de lână lângă oala cu smântână și un pahar la îndemână și clinchet de clopoței mai mânați, măi, hăi, hăi. De urat am avea noi, dar ni țara în război, vine rusul ca nebunul, ca în 41, să ne ducă în Magadan cum ne-a dus în Kazahstan, căci frăția rusului îi ca pofta ursului, ce se bagă peste tine ca la mierea de albine. Lasă-ne, Doamne, aici, pe pământ din străbunici, stropit cu a lor sudoare și pe geruri și pe soare, pentru hrinca de mălai și acest picior de plai. Mânați, voi! Vă dorim în noul an roadă pe al vostru lan, să vă umpleți iar hambarul și să ne citiți ziarul, să vă aduceți mâncase vești mai bune, mai frumoase, să lăsați televizorul și să citiți monitorul, pace în case, cer senin, să arăm clin după clin, să meargă toate din plin, opriți plugul băietani, la anul și la mulți ani. Spunem și noi la mulți ani invitaților noștri, domnului Vasile Băcu, președinte al Asociației pentru Cultură Românească Mihai Eminescu din Cernăuți, domnului Nicolae Șapcă, vicepreședinte al aceleiași asociații, spunem la mulți ani și celor două redacții, redacției Gazeta de Herța, redacției Monitorul de Hliboca, redacției Novii Deani. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, vă îndemnăm puțin să mai cugetați asupra vizionării televizorului, e bine să vă uitați la Chromtel, e bine să vă uitați la emisiunea Conexiuni Culturale. Vă dorim și dumneavoastră vizionare plăcută în continuare. Vă invităm pentru cei care nu au reușit din diverse motive să urmărească această emisiune în direct, în fața ecranului, să viziteze pagina Chromtel TV de pe Facebook. La noi întâlniri, cu drag, cu speranța în mai bine, alături de cei dragi și dumneavoastră, o bună vedere!